Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro. Centrale formației ardelene. González cu dreptul, González, centrarea lui González, mingea se duce sub bară, este corner, lovitură de cap, extrem de interesantă fața adversarului, iată reluarea, vine tare și atent portarul moldovan. Alte echipe de Liga 1 nu e deloc rău. Aici este o poziție incomodă pentru Junior Moraes. Mingea scoasă bine cu latul. Ce ocazie! Ratează fundat liber. Complet liber. Foarte bine scoasă această minge cu calm. E adevărat că era și foarte bună poziția. Surprinzătoare această apariție, fără îndoială. Da. Vine Albu. Aici este Aceahbar. Șutează bine Aceahbar. De obicei. Acum un alt câștig al Rapidului. Rapidul a pierdut multe puncte, să zicem, în meciuri pe care le-a condus, pe care le-a controlat. 2-0 la Șepși și a pierdut 2 puncte. 2-0 la Arad cu UTA. De asemenea, doar egal în Sar de Bărbuți, după care pierde mingea la fel de ușor. Acest este faultul lui Albu de cartonaș galben. Fault de galben. Al doilea avertisment al meciului. Oh, asta poate avea urmări. Acest fault absolut fără rost. Albu este avertizat și din ce am văzut eu la reluarea asta și cum îl scoate din joc. I-a prins piciorul rău, e cartonașul roșu până la urmă. Albu vede cartonașul roșu, Colțescu a văzut ce a pățit adversarul. Colțescu a văzut ce a pățit adversarul și a schimbat cartonașul galben într-unul roșu. Fără VAR. Și roșii, e sigur că are și, să zicem, acest meci în plus. Aici e faul de galben al lui Bărbuț. Dă cu cotul Bărbuț. Sigur că va fi presiune acum de pe bancă. Și Bărbuț. Foarte bune relorile. Dacă avem și cartonașul la portocaliu de pe care te tot vorbește, sau dacă am avea ca la handbal eliminare pe timp de 2 minute, o primea aici Bărbuț. Presimt că nu-l va prinde final. Pentru Bărbuț, poziția este corectă, Dimitrov lângă el, Junior Moraes, Bărbuț pe jos. Cerea mingea acolo, care Bărbuța continuat această fază, a încheiat practic această fază. În mod normal i-ar fi mai ușor pentru că au om în plus. Să-l vedem aici pe Voituș, nu mai este Marzuc, este Rare și Lie care dă pe lângă, dă în portar. Nu e... Bună pasă, că-i corner. Da, e corner clar. Mitrea este șutul. Bărbuț acum în partea cealaltă. Fenta lui Bărbuț în fața lui Junior Murae și centrarea, mingea trece, gol! Ștefănescu! La gol al său în acest campionat. Dar centrarea lui Bărbuț este o minunăție. În ciuda eforturilor Onea și Moldovan, nicio șansă la acest șut al lui Ștefănescu. 1-0 pentru oaspeți. Chiar dacă meciul se joacă practic pe teren neutru. Rapid n-a mai pierdut acasă din Fanion rămâne jos. Șepși cu mingea în care pe deasupra. Are echipă. De-abia a intrat Așkovski. Când ai astfel de jucători pe banca de rezerve, și normal să ai așteptări, pretenții. E clar că nici salariile nu sunt mici. Așkovski, după 2 ani la Botoșani, a ajuns pe lovitură liberă. Tot Romario Moise. Chiar Lucasen este cel care a reușit să respingă șutul scos de portarul Nițui. Șutul lui Pănoiu.
la colțul scurt. Aici s-a întâmplat ceva cu... Hai de cu Cotul. Îi dă cu Cotul Lucasen. Oiu. Junior Moraes. Nu lipsesc Dragoș Grigore și Săpunaru, din care au luat vers. Iese rău Nițui. Gol! Ce gol! Ce portarul Nițui. Iată faza. Portarul Nițui dă o pasă de gol pentru adversar. Ce caută portarul Nițui aici? În duel cu Dragoș Grigore, de remarcat însă, de remarcat, execuția nu este ușoară. Cineva are ceva de împărțit cu arbitrul Sebastian.